Salutare cocoleșilor și bine v-am regăsit la un episod din seria de Bravo Nice Steel. V-a plăcut foarte mult, așa că vreți să mai facem? Haideți să facem! Deci vă place foarte mult când eu fac această serie, acest episod, așa că m-am gândit să le dăm drumul, să facem mai multe episoade de Fashionista și spuneți-mi în comentarii dacă sunteți încântați. Ia uitați, tema noastră este Country Girl, Country, deci trebuie să ne facem Country. Bine mă frate, deci din ăla care mulge vaca, care are geacă sau cămașă în pătrățele, în carouri, cu o pălărie de soare, de paie, dintre ăsta, ceva de genul. Haideți să vedem aici, deci dacă vrem să ne facem genul ăsta, eu cred că trebuie să fim roșcată. Da, o să ne alegem o culoare roșcată și o să ne prindem părul. Să vedem, astea sunt deja colorate, nu cred că pot să le mai colorez. Ok, dar hai să vedem. Cred că ar trebui să avem un păr prins. Deci mie îmi place foarte mult. Cred că ăsta se potrivește. Uite așa. Trebuie să ai părul prins. Așa este. Și aș vrea să mă duc să mă fac așa puțin orange. Uite așa. Bă, ce tare. Hai să vedem ce față credeți că ar avea cineva în felul acesta. Ia să ne uităm pe aici. Să ne uităm. Deci country girl, country boy. Country guy. Sau să ne facem pe cineva? Să ne facem un băiat sau să ne facem o fată? Bă, hai să ne facem fată. Uite. Ce față mai l-am făcut! Iarăși trebuie să mă luc vaca. Pe bune? Bine, hai că mă duc acum. Stai doar să-mi văd o bluziță. O bluziță care se potrivește. Bă, și eu când eram micuță și eram la sat, mulgeam mamaia mea vaca, știți? Și voiam și eu să mă duc să văd și eu cu mâini, că voiam și eu. Ce? Dar mie nu mi-eșea niciodată. Oricât încerca mamaia să mă învețe, nu mi-eșea. Haideți să vedem aici o ținută. Avem pe aici niște pantaloni? Uite, ăștia sunt destul de faini. Bă, dar nu sunt asortată. Serios acum. Nu sunt deloc asortată. Cu ce ar trebui să mă îmbrac? Uite, uite, ăsta. Așa. Cred că e mai bine așa. Dar s-ar putea să trebuiască să-mi dau... Bă, nu mă lasă să-mi dau gluzița aia jos, bă, frate. Cred că rămân cu ea pe viață. Uite, uite, mai fain era ăsta. Dar cum îmi dau, bă, frate, jos? Uite așa, este. Am reușit, că doar sunt gameriță. Și aici, care-i faza? Nu știu, hai să vedem noi. Să vedem noi ce nu mai putem îmbrăca. Băi, deci dacă eram băiat, puteam să mă îmbrac în clovne, ești nebun. Dar nu-i corect. Ăștia au parcă haine faine uneori. Vrem și noi fetele să avem la fel de faine. Hai să ne ducem puțin să nu ne dăm cu parfum, că nu avem nevoie, dar ce avem noi nevoie, asta e să vedem. Poate avem nevoie de coșuleț dintre ăsta, știți? Că mai culegem niște ouă de la găinușe, ceva. Uite așa. Așa-i? Hai să ne luăm și un animăluț cu noi. Ce animăluț să ne luăm? Hai să vedem care se poartă. Pisicuța. Pis, 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 vină după noi. Mamă, dar ce drăguțe sunt. Ia să mai vedem noi aici. Este ceva, vreo haină care se potrivește mai bine? A, uite, cred că trebuie să ne punem o dintre asta pe cap. Cred că roșie? Aoleu, ce s-a întâmplat? Băi, ce s-a întâmplat? De ce mi-a arătat așa fața? Trebuie să-mi iau altă. Să mă duc să-mi iau alt machiaj. Dar stai, dacă tot am pus-o, hai să punem pe asta albastră. Și să mergem repede, repede, repede să ne machiem, nu de alta. Nu de alta, dar zici că am ieșit cu capul din toaletă. Nu cred, bă, am ieșit cu capul din toaletă. Zici că suntem ăla skibidibidibi. Nu cred. Repede, trebuie să ne machiem că avem cap de toaletă. Deci am, nu știu ce am făcut, dar am băgat capul în toaletă și ni s-a stricat-o machiajul. Incredibil, fată. Și toaletă dintre aia de la țară. Auleu, stai să vedem unde era machiajul ăla. Repede, 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 repede. Gata, este, doamne, nu cred. Bă, deci arătam ca nenea ăla. Skibid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 
niște aripi. Wow, dar ce aripi! Mamă, dar ce faine sunt! Astea roz sunt superbe. Stai să mai vedem, poate se potrivesc altele. Uite astea, zici că sunt de floarea soarelui. Oh! Wow, mă duc la cules floarea soarelui! Nu mai mulgem vaca, ne ducem să culegem floarea soarelui, că e mai fain. Da? E perfect. Deci eu sunt toată pregătită. Nu cred că mai întrebe nimic altceva. Avem și pisicuți, avem și aripi. Noroc am scăpat și ne-am machiat și noi ne-am putut să ne spălăm fața.
că nu puteam să participăm așa la show, vă dați seama. Băi, nu cred, nu cred, nu cred. Deci îmi place foarte tare seria asta, vreau să mai facem episoade, nu știu, îmi place mult de tot, deci parcă sunt eu acolo. Ia uitați unde suntem, suntem în Tokyo. Asta este jurul, norocojul ăsta tot călătorește peste tot. Când în Miami, când în Tokyo. Ia să vedem cum s-a făcut fata asta. Aoleu, e cam timidă, nu știe pe unde să vină. E cam drăguță, dar nu mi se pare deloc country. Nu știu ce să zic, poate la o nuntă country. Eu m-am făcut super pe temă. Deci serios, acum merit să câștig și eu, sunt următoarea. Salut! Salutare, oameni buni! Este... Aoleu, trebuia să nu mai țopăi atât, dacă nu mi s-a văzut culăciunea. Deci uneori, eu nu știu să-mi fac aici prezență scenică. Sper că a putut toată lumea să observe cât de faină sunt. Și ce? Numai noi doi am că participat. Ce se întâmplă? Deci din doi concurenți, am ieșit pe locul 2. Nu cred, deci în viața nu. Eu cred că pe toți ceilalți au înghițit toaleta. Cred că o vine în ăla, Skipit Nimi Dibi. Știți cum îl cheamă? Și o mânca pe toți, de aia nu mai participă. Altceva nu pot să înțeleg. Dar unde sunt oamenii ăștia? Eu mâncat, eu mâncat nenea. Stai, ce se întâmplă? Unde sunteți, băi? Nu mai e nimeni. Dar știți ce? Mie nu-mi pasă așa de tare. Poate este spre binele meu. I-am mâncat pe toți și am rămas numai eu. Așa că o să fiu pe locul întâi. Ce ziceți? Bună idee! Uitați, am mâncat-o până și pe fata aia. Eu sunt singura care a mai rămas, am supraviețuit. Deci a încercat și pe mine. Dar eu m-am dus repede și m-am salvat. Ați văzut? După aia m-am machiat. The players are required to play this game. Invite some friends. Bă, nu cred! Zice că doi jucători trebuie să se joace acest joc și să-mi invităm niște prieteni. Deci până la urmă i-am mâncat pe toți. Așa că va trebui să intrăm, să ieșim și să reintrăm și să vedem, poate mai găsim pe cineva. Gata, mai a apărut cineva! Ai reușit să te salvezi? Mă bucur că ești aici! Ugliest outfit! Bă, haide să vedem. Ne alegem aici un... Aoleu, trebuie să ne alegem cică cel mai urât outfit. Bă, dar nu știu. Nu știu dacă pot să mă fac curțică. Hai să vedem. Ai de capul meu. Aoleu, nu știu cum să mă machiez. Uite așa. M-am machiat bine? Da. Hai să mergem la băieți. Poate mai era costumul ăla de circ? Nu, nu mai este costumul de circ și în 5 minute? Ce mă fac? Ce mă fac în 5 minute? Uite. Ai de mine, cred că o să mă duc în pijama. Bă, mi-am ales într-o secundă. Credeți că vin în pijama? Suntem în Paris și am rămas în pijama în Paris. Aici era oricum ugliest outfit și eu n-am avut decât câteva secunde la dispoziție. Dar eu cred că atitudinea contează. Nu? E adevărat? Hai să vedem. Credeți că mă primește așa? Ce fain s-a făcut! Ce fain s-a făcut! Zice că sunt așa de urât. Dar e super tare, zici că e un fel de greiere. Dintre ăsta, fluture, greiere. Circar, ceva de genul, nu știu. Haideți să vedem următorul. Bă, și ăsta s-a făcut fain. Zici că e jumătate pirat și jumătate speritare de ciori. Îmi place. Și ce aripi sunt alea? Aripi de popit? Nu știu ce-s alea. Mamă, mă bucur că ne-am putut salva prietenii. Și sunt cu toții în viață. Mă, ce fain e asta, zici că e zombie. Băi, ce tare idee. Ce fain s-a făcut! Super tare! Băi, deci sunt unii atât de pricepuți. Ci că you want ugly? Here! Here is ugly! Ok. Vă că aripile astea sunt la modă. Bă, așa s-a făcut urât. Dar urât trebuie să te faci pe tema asta. Mamă, ce fain! Nu te-a găsit picioarele alea sau pantalonii așa de bufanți. Mamă, super! Îmi place! Deci ce idei șmechere au unii. Până acum, sincer, cel mai urât este ăsta, știți? Ceilalți erau super faini. Nici el, săracul, nu a avut timp să se îmbrace. A rămas aici în pijama. Băi. Ia să vedem. Wow. Wow, ce drăguț e asta. Dar tema trebuia să fie urâțică, fată. Trebuia să nu te machiezi. Și trebuia să-ți iei alte haine urâte. Hihihi.
Eu. Uau, reușit să mă fac ceva. Aoleu, n-am deloc prezență scenică. Yay, am venit și eu aici. Pa, oameni buni, pa, să mă votați. Asta e tot ce am putut să fac în 3 secunde. Acum aveam timp, mă machia mai mult. Incredibil, cine credeți că câștigă? Wow! Într-adevăr, bă, v-am zis eu că ăsta care a rămas în pijamale merită și el să câștige. Vedeți, este pe podium, pe locul 3, dar e pe podium. Foarte fain cine a câștigat. Eu zic să mai facem încă o probă. Wow, nu sunt pe ultimul loc! Incredibil, cuiva i-a plăcut de mine? Wow, super! Nici n-aveam nicio pretenție, sincer. Pentru că la 30 de secunde chiar nu am avut ce să fac. Sunt foarte bucuroasă că nu am fost ultima. Aceștia sunt prietenii mei și au revenit din toaletă. A fost cu toții în toaletă și acum sunt veseli. Că au revenit. Măi, deci am rămas singura. Nu s-a întâmplat asta niciodată de când ne jucăm. Să rămân singura. Voi vă dați seama. Eu mânca pe toți. Skibidibidibidibida. Știți melodia asta? Când eram eu mică, era foarte la modă. Uite, fata asta i-a furat tricoul lui Felix. Este tricoul vechi al lui Felix. L-a cumpărat. Oh my god, și fata asta și-a cumpărat la fel. Toate tricourile vechi ale lui Felix au ajuns aici. Get ready. Hai să vedem următoarea temă. Dar nu știu cum se cheamă următoarea temă. Cum? Is this too much? Deci trebuie să ne împopoțunăm la maxim. Hai să ne împopoțunăm. Care se... Băi, eu cred că o freză dintre aia din spate mi se pare cea mai împopoțunată freză. Hai să ne ducem aici să vedem o freză împopoțonată. Este pe aici o împopoțonare maximă? A? Este pe aici vreo freză? Bă, nu e atât de împopoțonată. Nu, și am pierdut și timp să vin până aici. Aoleu, am putea să ne luăm o freză dintre asta. Și să ne facem fată. Nu că zici că e de flăcări. Hai să vedem. Deci, eu am o problemă. Mi-a foarte mult timp până găsesc freza. Că am impresia că, nu știu, de freză ține totul. Haideți să vedem, găsim pe aici o freză mai șmecheră, poate ne combinăm aia cu asta. Uite așa. Și ne-o facem și pe asta orange. Uite așa. Wow, hai să ne ducem. Ne ducem să ne luăm aici o față. Ce față, cea mai împopoțunată față. Ce față s-ar potrivi? Ia să vedem noi aici. Uite asta. Wow, ce drăguță! Îmi place mult de tot! Hai să vedem aici ce hăinuți avem noi. Deci trebuie să ne super împopoțonăm. Bine, bă, fraților! Dar cum putem noi să facem așa? Ideea este că trebuie să ieșim în evidență. Uneori, prin mai simplu, ieși mai mult în evidență. Asta era faină, dar dacă nu se vedea mai eu-ul. Nu știu cine a gândit acest design, că se vede mai eu-ul. Bun. Care e faza? Cu cine îmbrăcăm? Sincer, care îmi place mie? Uite, ăsta e fain. Zici că merg la un concert. Îmi trebuie niște aripi. Hai să ne luăm niște aripi. Ne trebuie aripi de concert. Unde sunt aripile? Mamă. Uite, aripile. Care aripi credeți voi că se potrivesc? Dar ce? Că se schimbă aripile. Văd că destul de des. Astea sunt aripi de flăcări. E prea mult flăcări? Prea multe flăcări sunt aici, nu... Ideea este să ne împopoțânăm la maxim, uite. Wow, ce fain. Dar știți ce? Vreau să-mi dau totuși freza asta, că nu prea se vede cum sunt eu acum și arăt prea bine ca să nu se vadă. Uite așa. Ce să ne mai punem? Cred că ar trebui să ne punem și lumină dintre astea ca să atragem mult atenția asupra noastră. Am crezut că planta aia poți să-ți o iei pe tine. Nu m-ar fi deranjat. Era faină. Hai să ne punem și chestia asta? Wow! Wow! Deci în episodul ăsta, pe tema asta, poți să te împopoțunezi cât vrei de mult, nu zice nimeni nimic. Chiar din contra, dacă nu te împopoțunezi, zice. Și putem să ne dăm... hai să luăm și flamingo ăsta cu noi, că doar... niciodată nu știi când ai nevoie de un flamingo. Și ce să ne mai luăm? Hai să ne luăm și chitara asta, șmecheră. Este... Băi, deci zici că am venit la concert. Super, eu să zici că sunt cam gata. Adică nu știu ce aș putea să mai iau mai mult. Hai să ne uităm puțin pe aici. Mai este ceva ce aș putea să port?
Nu înțeleg asta. A, poți să port și suzetă. Nu, nu vreau să port suzetă. Să ne uităm pe aici, cam astea sunt. Bun, și hai să ne ducem să vedem și la băieți. Dacă este ceva care putem să purtăm și noi de la băieți. Putem să ne facem altă culoare, nu? Cred că arătăm bine așa cum arătăm. Ce pe aici? Au papuși dintre ăștia, au tenis. Mamă, ce faină jocheta asta. E cu țepi. Putem să o punem și noi pe noi, dar nu cred că o să arate bine. Bă. Wow! Nu cred ce bine arată jacheta asta pe noi. E cu țepi, dar aveți grijă că sunt prea mult țepi și vă puteți înțepa. Băi, frate, serios. Deci dacă aș face parte dintr-o trupă, dintr-o trupă dintre asta, uite așa m-aș îmbrăca. Foai! Super tare! Gata, sunt pregătită. Eu cred că o să câștig. Nu știu, adică n-am fost niciodată așa de șmecheră. Așa este? Sunt foarte șmecheră. Scrieți în comentarii, hashtag șmecheră. Șmecheră. Hai să vedem. Oh my god, dar trebuie să-mi exersez aici mișcările. Nu le am eu. Nu le am cu mișcările astea. Cred că... Bă. Ce mișcare? Ce dans aici să-mi pun? Flow, cred că. Nu știu. Hai să fim pregătiți. Fata asta s-a spălat pe dinți acum recent, a fost la dentist și e prea bucuroasă. Nu se poate abține decât să zâmbească. O înțeleg. Faza este că aici ne arată chitara. Putem să ascundem chitara sau putem să o lăsăm? Ce drăguță e asta! Îmi place mult! Dar ce shoulder late are! Face multe genuflexiuni. Deci am zis că o să folosim chestia asta cu flow, da? Când e rândul nostru. Încă nu este rândul nostru. Bă, ăsta iarăși nu s-a îmbrăcat. Cred că i-a furat hainele nenii ăla din toaletă. Nu cred. Și nu le mai are. Și așa au rămas. O să rămână toată ziua. O să rămână pe viață așa. Săracul. Hai să ne ducem mai departe. Următorul participant care sunt eu. Wow. Aoleu, nu-i faină. Mișcarea. Wow. Bă, deci eu. Sunt toată așa, wow, edgy, cu ținte, cu tot ce vrei, cu foc, cu chitară, rock. Bă, și-am băgat un dans de populară. Mă rog frumos, spuneți... Mamă, cum arată asta? Spuneți-mi cum pot să fac și eu să am mișcări mai cool. Care sunt cele mai bune mișcări de aici? Care mă avantajează? Pentru că am băgat o populară, de mi s-a dus toată culăciunea. Noroc că am știut să opresc repede. Și fata asta e șmecheră. Deci e un fel de Nicki Minaj, nu știu de ce cred asta. Dar arată șmecher. Wow, șmecheră. Și-a pus și a două fel de freze. Da. Dar eu cred că eu am fost cea mai faină. Bă, am avut chitara. Sau era băgată în buzunar. A, ce țopă e asta ca un iepuraș. Ce cute. Ce amuzată. E foarte cute. Dar sper eu să câștig. Deci nu știu, e prea cute. Sper eu să câștig. Tema era să te împopoțonezi. Ea nu s-a împopoțonat. Sprinkle pizza? Wow, n-am mâncat niciodată. Bă, s-au copiat unele pe altele. Astea și-au pus niște steluțe. Sunt foarte drăguțe steluțele astea. N-am mâncat niciodată pizza cu sprinkles. Wow, e o idee faină. Dar cred că doar dacă îți pui cu Nutella sau cu ciocolată sau ceva de genul. Cu ciocolată albă. Și cu sprinkles și cu căpșuni. Interesant. Și ție ți-a furat nenea schibidibidibi hainele. Bă, dar face ravagii nenea ăla, ce se întâmplă? Incredibil. Hai să vedem totuși cine o să câștige, că se îngroașă gluma. Mai este aici un participant? Asta este, eu mâncam papuci. Aoleu, și-l-o astea, eu mâncam hainele și machiajul. Abia am reușit să mă salvez din toaletă. Și acum am venit și eu la voi. Bine, bă. Bine măcar că ai venit, uite, fericită că e în viață. Ok, hai să o apreciem cu toții. Și acum să fim atenți. Cine va câștiga? Cine va fi pe podium? Eu! Stai! Facem cu mâna, că nu știu alte mișcări. Hai să ne bucurăm așa. Yo-ho! Eu merit! Măi, cocoleșilor, eu zic să oprim aici. Detașat am câștigat, v-am zis eu, m-am făcut cea mai faină. Sunt foarte, foarte, foarte fericită. Ziceți-mi dacă vreți să mai facem episoade cu Bravo Nightstyle, cu Fashionista, pentru că mă pricep clar. Așa că ne vedem data viitoare și apăsați butonașul de Coco Like! Pa!